Biserica Sfântul Mina din Constanța a îmbrăcat haine de sărbătoare. În ziua hramului, credincioșii l-au avut în mijlocul lor pe înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, ierarhul oficiind Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Sfântul Mina este cu adevărat cel căutat în întreaga creștinătate, pentru că este împlinitor al tuturor cererilor celor de folos. El vine în ajutor celor slabi în credință, celor bolnavi, celor păgubiți, mulți oameni având pagubă și necazuri, citind acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina, și-au găsit lucrurile, ori au descoperit pe făptași, mulți s-au vindecat rugându-se să mijlocească la Dumnezeu. Credincioșii prezenți la slujbă s-au putut închina la un fragment din moaștele Sfântului Ocrotitor, dar și la părticele din moaștele Sfântului Nectarie și ale Sfântului Stelian. Bucuria prăznuirii Sfântului Marelui Mucenic Mina este dublă. În primul rând pentru că, iată, suntem binecuvântați de prezența înalt preasfințitului părintelui nostru Teodosie. În al doilea rând, suntem înconjurați de o mulțime de oameni, de mult popor, care au venit să se închine la moaștele Sfântului Mucenic Mina. Ne rugăm la Bunul Dumnezeu ca această zi să fie binecuvântată pentru poporul tomitan și sfinții care sunt împreună cu noi să reverse din darul lor asupra tuturor. Biserica a fost construită între anii 1994 și 1997 în stil maramureșan și, fiind amplasat într-un parc din Constanța, este unul dintre cele mai pitorești lăcașuri de cult dobrogene.